Bună ziua! Da, este primul an în care am decis să participăm la târgul de la Cluj Agraria. Scopul acestei participări este de a ne face cunoscuți și în partea de vest a țării, odată cu deschiderea unui nou punct de lucru pe care l-am inaugurat luna trecută în județul Timișoara, la Remetea Mare. Am considerat oportun prezența noastră aici, în zona aceasta de țară, pentru, repet, a susține și a promova produsele și portofoliul Dicorland către fermierii din această zonă. În cadrul târgului ne prezentăm cu marea majoritate a portofoliului nostru de produse. Evident, parteneriatul pe care îl avem cu Maschio Gaspardo, suntem aici cu o serie de utilaje adaptate nevoilor fermierilor din această zonă. Producătorul Lemken cu o gamă completă de produse de prelucrare a solului, produsele de recoltat de la Olimac, gama de produse de la Pronar, remorcile, și încercăm să promovăm o categorie de produse care sunt adresate prelucrării fânului, fiind de interes în zonă. Propunem, deși nu e foarte extinsă încă rețeaua de irigații, propunem și sisteme de irigat. Avem aici în spatele meu chiar un tambur care ajută fermierii să-și asigure recoltele prin suplimentarea necesarului de apă. Deci, cum spuneam, o gamă completă de utilaje și un portofoliu care se dorește a adresa toate nevoile fermierului pentru toate lucrările pe întreg anul. Și avem un stand foarte apreciat de piese prin divizia noastră de vânzări, piese Dicor Parts, aici prezent, de asemenea o zonă de interes și foarte importantă pentru noi. Sigur, dacă în partea de sud și est a României ne adresăm în general fermierilor care au culturile mari, aici sunt nevoi diferite, mult mai multe solicitări în zona utilajilor pentru vii și livezi. Aici fiecare dintre producătorii pe care i-am enumerat au o gamă dedicată acestui segment de culturi și ne îmbunătățim prezența și începem să testăm care sunt cele mai adaptate utilaje pentru aceste culturi diferite decât cultura mare, unde deja avem o expertiză consistentă.